Piatra Neamț. Sunt o persoană bună, grijulie și mai ales iubesc foarte mult animalele. Îi place și ea, este foarte bine calată pe stilul interpretativ și pe genul pieselor interpretate de Whitney Houston, chiar cu mare bucurie prin casă le fredonează și de altfel și în concursul de față am venit cu o piesă a acestei minunate cântărețe. Idolul meu în muzică este Whitney Houston, deoarece are un timbru vocal minunat și transmite sentimentele așa de ușor și mă atinge la suflet, pur și simplu. Taifun, vă previn. Țineți-vă bine. Mami, mă uit după ea. Să rămână, mami, unde sunteți? Doamna, să rămână lângă tati. Tati e acolo, da? Teo, câți ani ai, Teo? 11 ani. 11, da, 11 ani. Mami, știu că s-a lăsat mai așteptat, așa, a venit mai greu pe lume, ca orice vedetă, nu? Cum a fost? Ne-am dorit foarte mult un copil. După multe greutăți, multe eșecuri, multe, multe. N-ați mai sperat la un moment dat? Nicicum. A venit ca un dar. Ca un dar de sus. Dar știu că și la naștere, povesteam în culise, au fost așa mici. Da. Și atunci a venit pe lume într-o liniște de plină. Zău? Nu i-a auzeam un glăscior, un țipăt, ceva, nimic. În primele minute n-a spus nimic, nimic? Așteptam cu nerăbdare și s-au speriat și medici atunci, nu? Da, am auzit palme, am auzit... Și după un timp, am auzit un sunet suav, gingaș, ca un cântecel venit de sus, așa. Și a apărut Teodora. Și a apărut Teodora și mi-a adus. Aș vrea să vă rog un lucru. Să, Laura, Vasile, Connector, să țineți minte vorbele mamei. Și la un moment dat a venit un sunet gingaș și suav, da? Teodora, țineți minte vorbele mamei.